Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi încercăm un joc indie destul de interesant ce obțin din descriere. Un joc unde trebuie să controlăm lumina, să distrugem niște inamici. Se cheamă Toga, ceva cu Shadow, îmi scap acum ca nume, dar oricum o să vă dați numele în descriere 100% și probabil și în comentarii ca să fiți sigur că îl nimeriți. E un joc destul de interesant ce obțin din poze, pare foarte fain și a început cu un cinematic destul de fain pe care aș fi vrut să-l fi dat iarăși, dar nu cred că găsesc cum să-l dau. Vreau să verific dacă avem cumva să controlăm sunetul, din păcate nu avem cum să controlăm sunetul. Așa că o să-l lăsăm așa cum e. Nu pare să urle, așa că cine știe. Ah, uite că e cu părți, avem story mode pe care îl putem face, dificultate challenging, ok, ok. Place când apăs click se întâmplă. Oh, what happened? Ai și survival mode. Ok, ai trei părți de poveste. Challenging. Wait. Acum suntem pe dificultate normal. Ok, hai să facem așa, mergem pe challenging cât de cât. Parte 1, ok, hai să încerc treaba. Am fost trimis aici, deci am apărut dintr-o dată pentru portal și am fost trimis aici. Acum vedem care e exact treaba cu jocul ăsta. Și dacă vă place jocul ăsta mai bun, știți foarte bine ce aveți făcut. Dați și voi un like acolo și ar fi super drăguț din partea voastră. Poate cine știe, dacă e chiar foarte, foarte fain, poate facem și o mică serie cu el. Dar rămâne de văzut asta. Îmi place designul ce de la el, arată foarte simpatic și grafica e foarte faină. Ok, călătoria noastră începe aici, trebuie să purificăm 5 altare, încât să-l... readucem pe Cotarescu, nu mai știu, erau ceva zeu acolo. ca să te aperi, ok. Cu click dreapta. Click stânga, pardon. Ok, și tragem cu mini kamehauri pe aici din câte văd. Ah, doar, nu, doar stăm pe loc, că trebuie să facem ceva anume. Seamănă puțin cu Five Finger Death Punch, parcă. Sau One Finger Death Punch, nu mai știu cum era. Five Finger Death Punch era trupa, dar e like, well play, have unlocked the first spell, Wind Gush. Ok, mana. Ah, deci pe space dăm asta, ok. Space sau click dreapta, ok, super. Deci pe scurt trebuie să te aperi cât mai mult posibil folosind abilitățile pe care le-ai deja, ok. Nice. Aia zic. Oh, super. Lumina curge prin tine. Kimu, așa mă cheamă Kimu. Ok, hai să mergem mai departe ca să purificăm celălalt altar. Bă, pare a fi un joc de mobile, sincer să fiu. Dar... nu o să sar repede cu judecata, știți voi. Pentru că, vizual vorbind, arată foarte bine și îmi place. Dar ca și gameplay nu e foarte wow, momentan. Dar e distractiv, adică nu e wow, dar e distractiv. Ok, am deschis o secțiune de profil, trials, cum am deschis, ok, și am deschis o tonă de chestii, single player, atât? Stai în part 1, stai așa, like, story mode, dar aș vrea să nu mai mult, a, te vorbim cu ăsta. Ok, profil, ce avem aici, currency, soul shards, a, aici îți deblochezi diverse chestii, presupun, ah, ok. Trebuie să mai joc story mode să obții acolo, build, ce să stea? A, ți upgradez astea. Increase damage. Ok, vreau să iau asta, upgrade. Bun. Da. Ok, menu e semi-intuitiv, nu prea am probleme cu el. Stai, mai cer să ceva. Îl cheamă Beerbird, ok, pasăre barbă sau ceva în genul ăsta. Dar are și multiplayer, asta e interesant. Ok. Oare mă dă în continuare? Bine, cred că trebuie să facem asta de 5 ori să... A, uite, ok, suntem în altă locație acum, că sunt că în aceea. Wow! Metnal! O, uite cine e aici. Mergi pe urmele eroilor tribului tău, a? Ok, foarte frumos din partea ta, bine, sau... O încercare destul de nobilă, dar tot degeaba. Nu mai contează, acum minionii mei o să te rezolve, ceva în genul ăsta. Să știți că nu traduc motamo sau ceva, pur și simplu dau așa când cât să înțelegeți ce vrea să zic ăla. Nu prea place mie să stau la capitolul tradus, știi, prea să citesc pentru mine, știi, și... Hai parte doua. Oh, shit, stai că se adună ăștia ca mulți. Mamă, vere, mă simt ca și cum a jucat Dragon Ball, serios. Dragon Ball varianta 2D cu efecte mai frumoase într-un fel sau altul. Aoleu, m-a atins. Holy shit.
Ok, mă grăbesc să dau abilitatea aia prea mult. Mamă, vere, dar hai că s-au adunat, nu glumă. Mi-a luat foarte puțin damage și drept. Mai avem? Mai avem. Face clear, release their souls. Swarmer, ok. Creepers. Stai, au fost mai multe creaturi? Au și relicve, ok. Continuă. Oh, ok, văd că stă mai mult aici, phase 2. Ok, shrine-ul ăsta parcă necesită mai multă chestie. Ah, ăsta e de fapt primul shrine, de fapt, că ce a fost acolo a fost altă treabă. Cred că nu obținem alte abilități, eu să cred că mai curios decât orice altceva. O să obținem alte abilități. Păi, la asta o ținem în permanență, așa, avem. Cred că da. Mamă! Oleu! Hai că nu-s mulți! Oh, îmi plac genul ăsta de jocuri, mai că uite de jocurile vechi pe care le jucam eu când eram mic, erau fix în stilul ăsta, așa. Cred că înseamnă cu jocul ăla românesc. Eu am uitat cum zice... Da, dar am vrut noi, l-am început noi pe canal, dar nu prea l-ați urmărit voi. Gibus, așa. Scapă mie. Oh, Lord Jesus! Ai, ai, ai. Ok. Oh, ce să-mi placă. Yo, i-am evoluat. Oh, shit. Face clear. Man! Ah, shrine-ul a dat o putere nouă. Super! Acum putem să ne mișcăm. Ok, grozav. Acum avem puterea de a zbura și de a ne feri de chestii. Ok, grozav. Oh, dar nu mai avem aia. Creaturi noi, din câte văd. Dar nu mai avem abilitatea cu valurile. Mamă, am zis eu că nu suntem ca în Dragon Ball aici. Holy fuck. Aoleu, 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 doare, 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 doare. Mai vreo? Nu mai acolo. Oh, e destul de șmecher, ok. Mi se pare mie sau raza noastră devine mai puternică, adică arată mai mare. Aoleu. Mamă! Super! Am primit și bonusuri chiar, ia uite! Survival mode, ok. Flying mode, ok. Continuă. Phase 4, ok. Sky of Jotun. Atrophy. Bă, băiatule, dar ăștia nu se... Nu se dau așa ușor de peți. What the? Bombardați. Păi sunt unii volatili care bubuie sau... Oh, ok, n-a luat damage, stai așa. Deci dacă n-a luat damage, înseamnă că... Ba da, am luat unul damage. Ah, folosim chestia aia ca să se distrugem pe ăștia. Mai ușor. Mamă, păi dacă câte puncte am luat acum... O să fie forță. Când o să facem upgrade-urile. Asta zic. Super, asta a fost easy. Now what? Auzi, ne-a transformat o lumină, deci înapoi, nu? Ok, ne-am întors normal. Freeze the souls, nice, continuă. Oh, shit! Oh, e alt shrine. Nu e același, bă, că... Aoleu. Creatură nouă, că am auzit ceva sunet pe care nu l-am cunoscut. Uai, leu. Mamă. Uai, de mine și de mine. Ăia dau, ăia roșii dau mult damage. Ce-a putere noi? Ce putere noi? Putere nouă?
Ei, super. Am eliberat tot. Face clear. Ok, pagina a doua și continuăm. Ne mai dă și ceva puteri noi. Ei, hey, s-a întors metnal ăsta. Ok, am arătat că suntem puternici. Deci că nu mai avem nimic ce să salvăm. Or, ne batem cu el direct? Nu cred. Au, și ne batem cu el. The Illusionist. Ah, putem să-i să-i dăm câteva bile de-ale înapoi. Oh my god, nu e bine. Nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Dacă încerc să prind la ăsta, dar ok, unul gata, doi gata, trei gata, easy. Paro metnal. Ok. A, aparent ei se distrează tipul ăsta cu noi, ok, super. Now what? Poate ne dă ceva importante? Poate ne dă vreo putere nouă. Bă, efectele sunt foarte frumoase, sincer să fiu. Îmi place vizual vorbind jocul, e foarte interesant. New Spell Blizzard Blast. Oh, wow. Ok. Ok, hai să vorbim cu păsăroiul. Să cunosc cum e Blizzard Blast-ul ăla. You're back, da? Ok, Gate of Luan takes take the time you need to browse your inventory skills. Ok, deci o să fie chestii care durează, cred, profile. Spells, Blizzard Blast. Ah, upgrade. Ok, să upgradeam chestia asta. Mamă, uite câtă Kamehau faci, ești nebun? Yoi. Ok, equip, asta e deja echipată, s-a pus să pun asta. Îi spunem Kamehau, asta pare fain. Build, ce avem aici? Life points, bă, mai multă viață nu strică. Nu, ar trebui recovery de mana. Recovery mana speed, gata, și nu mai avem. Ok, hai să vedem. Hai să vedem o leacă aici, cum arată. În templu. Nu, hai să dăm tot pe poveste, să dăm ce zice. Scurez de puterea nouă, cum funcționează. Oh, shit, ok, suntem în altă parte. Casters. Ok. A, și poți să distrugi proiectilele. Mamă, dar chiar că-s nașpa acum ăștia. Scuze cum funcționează puterea nouă. Încerc să-mi dau cu abilitatea nouă, dar nu-mi lasă. Ai, doar un simplu val de ăsta, așa. Ok, parcă cealaltă abilitate era mai ok. Jesus. Ok, cealaltă abilitate era mult mai ok. Pentru că curățam mai ușor tot ce era jos aici, nu prea. Ah, măcar ai cu ce să heal-ui. Din partea bună. Păi, dar ținea mouse-ul aici. De ce a țintit acolo, dar să zicem. Ok, văd că efectul de gheață nu prea funcționează reușit. Cred că o să mor acum. N-a fost cea mai înțeleaptă chestie. Ok, I'm dead. Nu prea ne-am pregătit, boys. Don't give up. Dar e, mamă, Caster is nașpa. Sincer, Caster is nașpa. Abilitatea cealaltă cred că era mai bună, că îi dădeam pe toți la o parte și toate alea. Ok, well. Asta a fost jocul, boys. Din nou, se numește... Toga Among Shadows, așa, uite, era să nu zic că vă prostie. Deci se cheamă Toga Among Shadows. Un joc destul de interesant dacă vă trezește interesul jocul ăsta, ca să nu zic de două ori cuvântul ăsta, dar n-avea cum să dau skip acolo cuvântul ăsta. Dacă vi se pare fain jocul ăsta, știți unde îl găsiți pe Steam. Așa că dacă vă plăcut jocul ăsta și vreți să vedeți mai multe videouri de acest gen pe canal, știți foarte bine ce vă să o comentați, dați like, subscribe, share și comment și ne-a zis data viitoare. Pa, pa!